Vizita vicecampioanei ASEA Târgu Mureș la Pojurâta pentru meciul cu echipa locală Bucovina din 16-mile Cupei României la fotbal a stârnit un mare interes în localitatea suceveană cu doar 3.000 de locuitori. Veniți la Pojurâta cu cea mai bună formulă de echipă, oaspeții și-au respectat statutul de mari favoriți și s-au impus în final cu scorul de 4-1, chiar dacă și gruparea gazdă a avut momentele ei de joc bun. La început, toți cei prezenți pe stadion visau la o surpriză, însă speranțele gazdelor au durat doar câteva zeci de secunde. Era abia minutul 2 când reduta bucovinenilor a cedat pentru prima dată, iar Manolov, atacantul bulgar al ardelenilor, pe fază a trimis mingea în poarta goală. Fotbaliștii pregătiți de Dănuț Mândrilă, Bogdan Grosu și Mihai Țăsechei au reacționat însă rapid, beneficiind în minutul 12 de o șansă uriașă de egalare. Rus a fost faultat de Balaur în suprafața de pedeapsă adversă, numai că Buhăceanu nu a fost în stare să prindă cadrul porții de la punctul cu VAR. Scăpată cu bine din acest moment delicat, experimentata echipă mureșeană a început ușor-ușor să pună stăpânire pe meci. Astfel, după două oportunități irosite de Axente și Manolov, Mureșan a marcat pentru 0-2 cu capul din 6 metri din centrarea lui Golanski. Repriza secundă a început tot cu o ratare a ardelenilor, Puianu izbutind să respingă în transversală șutul trimis din lovitură liberă de argentinianul Brandan. Tânărul goalkeeper al Bucovinei nu a mai avut însă ce face în minutul 72, atunci când Manolov a plecat de unul singur pe contraatac dintr-o poziție suspectă de offside, realizând dubla. În minutul 81 a venit rândul lui Axente, celălalt jucător din compartimentul ofensiv al celor de la ASEA, să-și treacă numele pe lista marcatorilor după ce a profitat de o bâlbâială în apărare a sucevenilor. Finalul avea să le aparțină gazdelor, care se pot consola cu cel mai frumos gol al partidei, autor Căinari, cu un șut imparabil în vinclu de la 20 de metri. Una peste alta a fost o victorie meritată a echipei ASEA Târgu Mureș, însă pentru formația gazdă este mult mai important să obțină sâmbătă pe teren propriu, în confruntarea cu ACS Berceni, prima victorie din campionatul Ligii a doua. Bucovina a evoluat în alcătuirea Puianu, Curuc, Răuță, Patca, Duțică din minutul 70, Cristescu, Căinari, Jarda, minutul 77, Pădurariu, Stănescu, Colța, Rus, Buhăceanu din minutul 55, Coman. Pentru ASEA Târgu Mureș, Viciu, Velaioș, Balaur din minutul 17, Golanski, Bejan din minutul 46, Dedov, Balici, Hanca, Mureșan din minutul 77, Candrea, Brandan, Borza, Axente și Manolov. Acest lucru m-a răsplătit pe final când am înscris acest gol. Cât ori experimentați, au jucat prin Champions League, Europa League, normal, o echipă experimentată și mă bucur că am reușit să înscriu contra unei asemenea echipe. Urmează un meci dificil sâmbătă contra lui ACS Berceni. Avem amândouă un punct în clasament și trebuie neapărat să câștigăm acest joc acasă. Este un joc greu. Au și în componență jucători experimentați care au cochetat cu Liga 1, dar totuși jucăm acasă și trebuie să ne impunem. Obiectivul nostru este victoria, numai decât trebuie să câștigăm sâmbătă. O echipă bună, foarte bună, vicecampioană a României. Rezultatul se știa, nu? Se putea mai mult, așa cum ai simțit jocul din teren? Nu știu dacă se putea mai mult, nici ei n-au forțat, n-au... Nu, am încercat, am jucat și... Ce s-a văzut? Atât am putut să reușim. Orice echipă și-ar dori să joace cu Liga 2, ce era, să putem trece mai departe. Nu s-a putut. Acum ne concentrăm pe campionat și vedem ce să fie. Deocamdată avem un punct. Sperăm să batem acum sâmbătă acasă și să facem 4 puncte, să urcăm în clasament. Da, noi speram să fim Japonia, dar din fotbal, nu din rugby. Dar, na, ați văzut o diferență clară de valoare. Dar și când începi cu asemenea echipă de o asemenea valoare, începi minutul 1 cu 1-0 pentru adversari din greșelile astea copilărești, este greu să revii, dar a fost un meci de sărbătoare, noi ne-am atins obiectivul. Noi trebuie să ne axăm pe campionat acolo, să începem să adunăm puncte, că pe urmă să fie prea târziu. Meciul cu Berceni de sâmbătă vital, am putea spune, ținând cont de actualul clasament? Nu aș putea să zic că este vital, că abia este etapa a cincea. Dar vedeți, etapele trec și dacă nu adunăm puncte este greu. Au și ei un punct. Am văzut că au câțiva jucători de valoare care au jucat inclusiv în Liga Campionilor. Dar na, obiectivul nostru este să câștigăm cele 3 puncte ca să prindem și noi, să revenim cu puncte în acest campionat. O experiență foarte frumoasă, am fost primit foarte bine, felicităm pe toți cei aici pentru ceea ce a realizat, pentru echipa care au făcut-o. Un meci, pentru noi un meci important, pentru că e o competiție care vrem să o tratăm cât mai serios și să ajungem în fazele superioare și normal să ne dorim să și câștigăm dacă vom putea.
Vreau să felicit echipa noastră pentru că au tratat serios acest meci, e important, pentru că vedem că sunt multe surprize mereu în Cupa României. E foarte important că băieții au avut caracter și au jucat serios. Au reușit o victorie și o calificare bună pentru noi. Felicit și pe jucătorii gazdă care au jucat foarte bine fotbal, au făcut un meci frumos. E normal până la urmă că diferența de valoare iese în evidență și ce să spun, le doresc mult succes în continuare.